Ia uitați ce se vede de pe geam de la noi. Curcubeu și este dublu. Era, dar au venit norii aceia. Ia uitați. Până pe partea alaltă. Mișto. Începem unul vlog pentru că, da, mi-am găsit un nou suport unde să pun telefonul pentru că celălalt original, cum s-ar spune, e stricat și n-am timp și asta să mă duc până la Media Mart să cumpăr asta. Și am zis, hai să fac un vlog, tricoul meu nu e călcat, l-am luat acum pentru că m-a avut altul pe mine, dar m-a enervat maxim. Și vreau să vă arăt și vouă ce ne-am cumpărat. Bine, începând cu dumnealui. Așa, să mai colorăm puțin, că e doar verde, dar cu movul acela e mai frumos. Și începem așa, alimentar, non-alimentar, undeva împreună, așa, s-ar spune. Așa, și da, începem cu pastă de dinți. Sănătate! Pastă de dinți pentru Ștefania. Bun. O vopsea pentru mine, pentru că vedeți că blondul ăsta nu pleacă ușor. Cam roșie în față. Mă rog. Așa, acum am venit cu rucsacul spate de la cumpărători. Am luat o pâine cu usturoi și cu unt, o bag la cuptor și o mănânc. Iar facem continuarea de la DM. Eu șervețele astea le folosesc pentru o filia. Le pun în apă caldă, într-un castronel îmi pun apă caldă și o șterg acasă, când plec în oraș, bineînțeles, că da, nu mai folosesc alea. Aici am o periuță nouă, că celălalt s-a uzat. Niște bande de mustață, pentru că da, m-a înzestrat mama natură. Astea sunt biberoane de schimb pentru sticluța asta și încă una ce o am.
pentru că s-au cam uzat și nu i-am luat pe portocaliu, mi l-am luat pe verdele ăsta drăguț, așa. Eu mi-am luat da, ștefii, stați așa. Nu prezint cutiile. Nu știu, mama. Mi-am luat două cutii de plasture. Că eu am știut că le-am văzut plasture. Pentru că Ștefi mi le-a găsit, am probleme la picior. Da. În talpă chiar am mi-au ieșit chestiile astea și pe un deget. Și trebuie să le port. Nu știu să vă spun pe rămânește ce îi. Așa că nu știu. Cam târziu. Un pachet de bicuri. Perechi de cercei, sunt de argint, cred, sau stropiți cu argint, da, ceva să-mi iau. Și aici am, Ștefi, mama deschide, am luat, da, tușpete, o din scrie, aici sunt șampoane, astea sunt de băgat în apă. Și pentru... când se le bagă și când se face așa, și se bagă în vană, Ștefi, eu vorbesc? Se scap. Ok. Sunt de băgat în apă, să joace copiii cu ele. Iar aici am un parfum pentru soț. A fost 17 euro și ceva, Jaguar Classic. Mi-a dat foarte fain. Da, nu știu, am probat, noi am testat pe acolo, dar la cât am testat deja nu le mai simt mirosul. Da, știu că nu mă vedeți. Sorry. Vreau să vă zic ceva. Mi-a dat parfum pe voi, încă mai am mirosul de la parfum. Da, știu că mai are ceva, s-a dat. Ștefi, mama pune un pic. Ce-ți trebuie, Ștefi, acum? Ștefi, vreau să uite pe geam. Vreau să văd și să vă arăt și vouă, de fapt, că eu am văzut cum arată sticlul ăsta. Vă arăt și vouă. Cam așa arată. Jaguar. Sperăm că îi place și soțului. Nu-i place, face figuri, poate. Să se desmierde, se desmierde, cum se spune. Aici eu, ale mele. Iar aici dezinfectant pentru mâini, ce se prinde la geantă, la copilul rucsac, pentru Ștefi când începe școala. Și asta plasă de la DM. O găsesc foarte fain și chiar faină, drăguț, așa. Nu e de cârpă, nu știu din ce să vă zic că e așa, e... Da, e drăguță. Nu facem reclamă acum la clasă. Și acum începem cu alimentarul. Ca era rătăcită pe acolo. Pachet de pane și pane. Prăjiturile de mâncare. Pentru copii dimineața. Acum nu știu cât vor mânca ei numai dimineața. Aici iară ceva de gustare. Eu am mâncat-o. Aici, bineînțeles, știți voi despre ce e vorba. Asta e non-alimentar, dar la două lipici, a primit o gumă de șters gratis. Asta e noastră preferată. Asta nu știu ce sunt, Hildebrand. Hildebrand. Dar nu știu pe român. Afine, cred că, da. Și asta e zmeură. Bun, așa să vă dau într-o parte. Încă un pachet de biscuiți, așa. Du-te în liniște. Un pachet de biscuiți. Iau de ăsta cu mine. Că... Aici pe câte grame? 382 de grame. 300 de grame, 350. 400 de grame. Am dat un euro 82 de cenți pe cireșe, așa. Am luat doi avocado, iar mango zic. Doi avocado, n-am mai mâncat de mult. Suc pentru Otilia. Ștefi. Ștefi cu Otilia mă face capul meu de bun. Un kefir. Sac de gunoi de 25. Uite pe Mia. Mai încet. Aici am luat ceva și soțul. Așa. O bucată de carne, era la reducere, trebuie să o spăl și o să prăjesc și
4 litri de lapte. Du-te, te rog frumos. Ce vrei să-ți desfaci? Da. Bine, ce ai luat în mână? Da. 4 litri de lapte. Imediat știu, cu 2 secunde. Da, ia. 2 secunde. Și da. Acum să încep să degustăm, să probăm. Mă rog, nu avem ce să degustăm. Era doar de napolitanele astea. Și pâinea aceea cu usturoi vreau să o pun la cuptor, pentru că vreau pâine din aceea cu usturoi și cu niște mango. De ce tot spun mango în capul meu ăsta nebun, avocado? Și lapte am luat la Otilia să am lapte, știți ce zic? Și apropo, nu mai stau de mult cu voi la povești, pentru că, da, când prind un pic liber, facem altceva, nu? Ca așa, ca și acum de altfel. Vreau să-mi schimb cercei, să văd și eu cum e, cu cei noi. Să lăsați în comentarii dacă vă plac sau nu. Arată frumos. Miros tot a parfum. De bărbați. Da. Frumos, da? Dacă pică telefonul de aici, aleluia, face gălăgie maximă. Asta a fost ambalajul. Să-l aruncăm. Cerceii vechi o să-i punem în istorie. Sticluța lui Otilia trebuie să o spăl. Va trebui să mă și vopsesc. Și tot așa. Dar în primul rând vreau să... Nu mi-am mâncat de mult. Chiar mult l-am mai cumpărat. Pentru că a fost o perioadă când era alt gust, era cocos, și ăla cu cocos îmi place, dar mai era altele cu alune, cu sare, nu știu ce, și am zis că nu vine ăla originalul. Și cine s-a trezit? Otilia! Și ce păpăm, avocado? Un pic de sare și piper și biscuite, bineînțeles, de care vă spuneam că... Da? Și zmeura am mâncat. Și din biscuite, deci de toate a gustat fata mea. N-am apucat restul să le pun la loc. Bravo, Otilia! Păi, nu așa se face. Hai, stai frumos. E bun? Șmecut? Încet, încet, că uite... Te lovește. Și sticluța am spălat-o. Aici am pregătit repede așa. Fasole cu bulion, o fleică de carne cu sare și piper și un pic de vegeta. Și aici mi-am făcut jumate din avocado, i-am dat la Otilia, jumate mie. Iar aici la cuptor așteptăm pituța. Oi, să abure și așa. Și mâncăm și apoi plecăm. Eu cu Otilia. Mergem în parc, așa e, Otilia? Da! Da! Wie alt bist du? Nein! Zwei? Ja! Nein, eins! Nein! Ea zice doi, zwei... Întreba tu câți ani are. Ia uitați cum arată. Geil! E geil? It's geil! E geil! Wow, nu, că ești murdară și mă murdărăș. Nu. Am ciorcei. Am ciorcei de la Moș Andrei. Se uite, nu-mi pune mâna aici, că mă murdărește acum. Hai, mami face mâncare. Hai tu, papa, avocado aici tot, da? Da, Otilia? Asta, dacă...
că nu m-aș și mânjit deja, deci da. Ce este curat pe mine? Nimic. Și da, vreau să degust. Și pe aici să-mi murdară. Nu merge, să nu credeți că am avut undeva avocado cu fasole, cu bla bla. N-am văzut. Dar dacă era început, am zis să și gust. Otilia! Uite, dai pe jos, hei! Papa, vă calcă! Da. Câte minute? 10 minute? Otilia! Zilele lacului se pregătesc, acolo e o scenă.